Ultimele poze de vacanță cu epava pe fundal au umplut telefoanele înainte de plecarea către casă. Sunt amintiri care vor ține locul mării cel puțin un an de zile până vara viitoare. Deocamdată gata, până anul viitor. Nu ne pare rău că a fost și vreme bună și vreme rea, dar e ok. Nici prea multă căldură, nici prea. O să rămânem cu amintiri frumoase, cel puțin n-am mai venit la mare, eu cel puțin de când aveam 16 ani aici în România. Ne întoarcem la muncă, o luăm de la capăt, dar suntem fericiți că câteva zile de odihnă ne-a prins bine. Sperăm ca să ne întoarcem cu același tonus și la anul. Și încă ceva, a fost cerută, așa că a fost cerută! Ultimul weekend al verii a avut parte de o aglomerație de nedescris la malul mării. Costineștiul a rămas și pe final de august preferat de turiști. 20.000 de oameni au fost în stațiunea Tineretului pentru a petrece ultimele clipe de vacanță. Multă lume, aglomerație. Am găsit aici singurul loc liber. Am văzut mai în spate cozile până acolo la magazine. Aici era singurul loc liber și aici am venit. Pentru că aici am venit în fiecare an și ne place aici. Un singur inconvenient le-a umbrit ziua de plajă turiștilor. Din cauza vântului și a valurilor mari, salvamarii au arborat steagul roșu. Oamenii au fost nevoiți să stea departe de apă. Se avem steag roșu, sunt curenți foarte puternici. Mergem pe prevenție, ținem turiștii în mal conform legii. Atunci când este steagul roșu arborat, intratul în apă este interzis. Începând cu 1 septembrie, începe Litoralul pentru toți, program social pentru cei cu venituri mai mici care nu își permit să meargă la mare în plin sezon.